România duce o veche luptă cu gestionarea proasta a deșeurilor și cu depozitele ilegale de gunoi. Unul dintre cazurile cele mai grăitoare este cel al cunoscutei de gunoi din județul Cluj, care a devenit un reper al crizei deșeurilor. Chiar și cu investiții de sute de milioane de euro de la Uniunea Europeană, autoritățile au avut nevoie de 12 ani pentru a închide și reabilita vechea rampă de gunoi și pentru a deschide un nou centru de gestionare a deșeurilor. O investigație 2CV arată realitățile sumbre ale managementului Deșeurilor din România. Când România a aderat la UE în 2007, i s-a dat termen până în 2009 pentru a închide groapa de gunoi de la Patarât. Sub presiunea Comisiei UE, autoritățile au început să închidă groapa de gunoi abia în 2015, dar noul centru de gestionare a deșeurilor încă nu era gata. În schimb, deșeurile netratate au mers la o groapă de gunoi nouă temporară. A mai fost nevoie de 5 ani pentru ca vechiul depozit de deșeuri să fie reabilitat și de încă 3 ani până în aprilie 2023 pentru ca noua unitate să fie declarată pe deplin operațională. Între 2014 și 2020, Uniunea Europeană a cheltuit aproape 320 milioane de euro pe gestionarea deșeurilor în România, iar o mare parte Partea a fost alocată pentru închiderea gropilor de gunoi neconforme cu standardele precum cea din Patarât. Numai în Cluj, UE a investit aproximativ 40 de milioane de euro în proiecte de deșeuri până în 2020. Scopul banilor din fondurile structurale este crearea de standarde de mediu și de viață egale în întreaga Uniune Europeană. Totuși, multe dintre lucrurile pe care le dorea UE nu au fost implementate. Municipiul Cluj-Napoca are de mult timp o reputație proastă pentru gestionarea defectuoasă a deșeurilor. La câteva sute de metri de groapa de gunoi de la Pata Râd se află o așezare cunoscută de mult timp drept cel mai mare ghetou de deșeuri din Europa. Aici locuiesc peste 1500 de romi care au ajuns aici un de sărăcie sau au fost evacuați din oraș. When it rains, the smell is unbearable because of the dreadful stench of the garbage dumps. There's a lot of mud. The children often come to school dirty, and then they have to leave again to clean their shoes because the schools won't let them in. The second problem is the diseases we accumulate over time. A lot of people have passed away since we were moved here. The vast majority of them got cancer because the air is so bad. Pentru toți acești oameni, pare că banii Uniunii Europene nu s-au simțit deloc în îmbunătățirea condițiilor de trai. Pe de altă parte, reprezentanții Comisiei Europene spun că aceste proiecte sunt responsabilitatea guvernelor statelor membre. Porterii de CVL i-au contactat rând pe rând pe toți cei responsabili cu deșeurile din județul Cluj pentru a încerca să obțină acces la centrul de tratare a deșeurilor și pentru a-i confrunta cu ceea ce au văzut. Nici operatorul care gestionează colectarea și tratarea deșeurilor și nici Ministerul Investițiilor Europene nu a răspuns la întrebările și apelurile jurnaliștilor. Singurul care a fost disponibil pentru un dialog cu reporterii a fost Alin Iuga, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Cluj. Realitățile observate pe teren de jurnaliști spun însă contrariul și vorbesc de la sine. Gunoiul încă nu este reciclat și nu e colectat separat în Cluj, chiar dacă acesta este unul din principalele obiective ale standardelor europene de management al deșeurilor.